nou la sala polivalentă, unde stă să înceapă repriza a doua partidei dintre CSM București și Dunărea Brăila, meci din etapa cu numărul 25. La pauză, 18-10, Bucureștiul conduce Brăila. Prima repriză, din păcate, s-a accidentat Anastasia Lobaci. O fază în care încerca să îndominge, să trece pe contra-atac. A simțit durere la genunchiul drept acolo, unde a fost operat la ligamentele încrucișate și sperăm că nu are o recidivă. A fost transportată la spital. Brăila s-a apropiat cel mai mult la două goluri de CSM București. La 8-6 a avut șansa să facă 8-7, însă a ratat contra și apoi Bucureștiul Dunărea s-a dus la 3 goluri și apoi încet încet s-a făcut această diferență de plus 8 pentru campioane. Etapa viitoare, Brăila întâlnește Craiova, iar CSM București va juca la Galați vineri la ora 19:30 pe Digisport 3. Până atunci, nu uitați, joi începe finala ligii masculine cu derbiul dintre Steaua și Dinamo. La 19:30 Digisport 3 va fi prima întâlnire între cele două echipe. Și Brăila va suferi multe transformări, nu se va întâmpla și la CSM București, unde vor veni 4 jucătoare de la Vardar, vicecampioana Europei, Lechi, Zvic, Radicevi și Lazovic. A meciului dintre CSM București și Dunărea Brăila, 18-10, la pauză pentru campioanele României, CSM București. Brăila, discuții avansate cu... Are nevoie pentru că trebuie să zică la dumneavoastră aici în sala polivalentă este Gloj, Safta, Cârnici și Razu. Avem nevoie să vă auzim în sala polivalentă pentru CSM! CSM! Până la aproximativ 1500-1700 acum de suporteri pentru CSM au mai venit spectatorii în timpul primei reprize. Vom avea festivitatea de premiere la CSM pentru un nou titlu de campioană. Niombla intră și ea în teren, intră stânga, Gultă în centru, Jorgens în dreapta, Manea pe pivot și ea prima oară în partidă, Hagman pe extrema dreaptă și Cura rămâne pe stânga. Hagman, Cura, pasă extraordinară la Manea și apără Medvedova. Aruncare de la 7 metri pentru Manea, CSM București, 2 minute eliminare la Craiul Dunărea Brăila. CSM București în sala polivalentă pentru superioritate. Execută pentru CSM București pe la Dunden. În bară, încercarea Belly Gulden. În prima repriză a avut 3 din 3. Brăila l-a poziționat acum cu Preda în extrema dreaptă. Berescu a jucat pe acel post în prima repriză. Gheorghe inter dreapta, Axinte în centru, Șteriova în stânga, Șuțca pe pivot și în extrema stângă aceeași Epureanu. Recuperează Hagman, pasă în spate, Oana Manea contraatacă pentru Hagman și fructifică suedeza. CSM! Natalie! Pasă venire la Oana Manea! <fie->
Șuțca, Gheorghe, fără de greșeală, cel puțin la lucrurile de la 7 metri. Cristina Gheorghe a mai avut și două goluri din acțiune. Teriuva, Gheorghe, s-a demarcat pivotul foarte bine. Șuțca a apucat în zona liberă, din spatele apărătoarelor. Un gol de fiecare parte în această rundă secundă. Iombla, Curea, din nou pentru Ana Manea, care aruncă pe mâna stângă, dar căcat în semicer, contraatac pe Bureanu, aruncă și înscrie, montată de Jorgensen. Colectivul a fost marcat de Ștefania Eburianu. Golul marcat pentru Dura Brăila îi aparține Ștefaniei Eburianu. Guldan, Purtovici, Oana Mana pentru Hagman și aceasta la portar, din poartă în poartă, dar vine repede în semicercă de la bancă. Alina Ordache, rămâne scorul 19-12 pentru CSM București. Vedeți încercarea Medvedovei de a scrie din propriul semicerc. Purtovici, Guldan, Iombla. Ultimul joc și pentru ea în fața suporterilor. La sfârșitul sezonului va pleca în Franța la Metz. Iombla, Guldan, pasă printre picioarele Șuțcăi pentru Ana Manea. Spicior, 9 metri. Am prepasit Bucureștiul prima oară în această întâlnire. Lasă Guldan inteligent pe Oana Mana și fructifică pivotul Andros Florentin Pera la magia terenului. Și-a dat seama habaristele sale din centrul defensiv. E păcălite cu o pasă 3 brăilence. Preda, Gheorghe, Ștăriova încerca pasă pe la spate pentru Șuțca, mingea n-a ajuns la coechipiera sa. Guldan, Iombla, iese Craiu și blochează, a fost Ștăriova acolo. Iombla, Guldan aeriană pentru Iulia Curea, dar a căcat semicercul pe ultimul pas. Singură Preda și ce frumos a aruncat pe scurt sub bară. Mana, încercarea tactică pentru CSM. Pași la Hagman. Ținte pentru Ștăriova, pentru Șuțca, blocată de Jorgensen, 9 metri. E
nu au fost dată șut ca de aceeași Jorgensen la pătrundere cu pasa bună venită de la Xinte, care arată schema unică în jurul sale. Preda pentru Axinte Epureanu. Oh, Axinte a propus puternic. S-a dat apărare în semicerc. Marcarea de la 7 metri pentru Dura Căina. Eu eram Ion Blas, văzut prin semicerc. Simba de la CSM București intră în poarta echipei CSM cu 97, Elena Grubisic. Gruba, gruba! Aplaudată Grubisic pentru prestațiile sezonului. Sezonului. Și gol înscris Gheorghe din nou de la 7 metri, are 4 din 4. Reintră Iordache între buturi. Jorgensen, Ion Bla, Bazaliu la 9 metri a ieșit Gulden. Jorgensen, lansată pe al doilea pas, extraordinară mingea pentru Banea, care nu poate minge pe Medvedova. Recuperează curea, dar nu au fost atentă colegele sale. Druțu aruncă și ea, dar deviază Iordache, mulțumit pe Johansson, de Alina Iordache. Gol frumos înscris de Cami Andro Sorina. Și ea, din păcate, va pleca de la CSM. Se întoarce în Franța natală, la Nantes, unde joacă și soțul său. Calificat Nantes în Final Four-ul Ligii Campionilor la băieți, turneul care va fi peste două săptămâni, weekendul 27-28 mai. Pe DigiSport avem Nantes cu PSG și Vardar cu Montpellier, cele două semifinale, trei echipe din Franța, una din Macedonia, care este campioana Europei. Druțu, Gheorghe, blochează Manea, recuperează Iordache, dă pasă de contraatac, Hackman liberă curea, să vedem cum aruncă la poartă. Ușor peste brațul stâng al portarului. Gheorghe a pătruns între două adversare. Este împinsă pe pătrundere 7 metri. Face seama întâlnul că nu va executa tot ea. Ați văzut reluarea. Vine să execute tânăra Ikim. Este pe elevă în clasa a 12-a. Gol înscris de Ikim. Produce normal în continuare ce ocupă Fir Sportiv din Brăila. Cristi Preda este unul dintre antrenorii de acolo, care a fost și la Dunărea, fost și la locul național de junioare. Aruncă Jorgensen și fructifică. ...23-15, din nou 8 goluri. Aceasta a fost cea mai mare diferență de scor și la pauză între cele două echipe, 18-10 CSM-ul. Paul Tata Epureanu cere 3 metri la execuție. Șuțca, Axinte... ...pentru Gheorghe. Axinte, pasă la extremă, Preda, pe lângă poartă, poate că a avut un bun. Iubla, pasă pentru Ana Marea, foarte mult au jucat bucătul CSM-ist în această repriză, când a intrat capitanul Ana Marea.
Bazaliu, Niombla. Axida a ieșit la Jorgensen, Niombla depășește Bazaliu pe culoară, înscrie totul lung. CSM! Bianca! Mingea înaut, Adriana Tunțu. S-a repetat execuția. Minutul 43. 9 goluri CSM. Jorgensen, Niombla, Bazaliu, Manea. Numai Jorgensen poate să arunce de la distanță din dreapta, Bazaliu din stânga. O singură ghiulea Bazaliu în această partidă și vine a doua, care se duce în vincul. CSM! Bianca! Nu prea i s-a mai dat încredere în jucătoare Bazaliu în acest sfârșit de sezon. Dacă în momentul în care întâlnătă s-a ajutat, vă spuneam Anastasia Lobaci, pentru că a fost transportată. Prima repriză. Sperăm că nu are lucrurile genetului 3, pentru că a fost operată în veți afla amănuntul despre stea la și la de Digisport. S-a rulat partida după timeout-ul lui Florentin Pera. Axinte, Druțu, Gheorghe, Șuțca și ajută colegii la 9 metri. Aruncă Gheorghe! Frumoasă realizarea italiencei de origine română. Niombla în centru, arată schema doi colegilor sale, Jorgensen în dreapta, Bazaliu stânga. Cura, Mană și Hagman la 6 metri pentru campioane. Apărare mai avansată a Brâilei. Hagman, Bazaliu, să vedem dacă aruncă, da, o face și rupe poarta. 25-16. Campioana mondială în 2014, Bianca Bazaliu, a trecut deja 4 ani. Din păcate, ea n-a jucat foarte mult în această perioadă, pentru că și-a dorit să fie componenta CSM-ului. Sigur, dacă mergea la orice altă formație din Liga Națională, ar fi jucat normal pentru valoarea și calitatea sa. A ales CSM-ul. De ce se întâmplă cu cariera sa în viitor. Au avut două jucătoare extraordinare în acel campionat mondial, Laszlo și Bazaliu. Laszlo, rezervă în ultimul sezon la Budujnost, plecată de la Ucluj. Bazaliu, rezervă de 3 sezoane la CSM București. Jorgensen, frumoasă depășire și
face Guilherme de gol, 2-7-16. Preda. Gheorghe și încă o dată reușește să-l scrie stânga cea Brăilei. Suntem în a doua jumătate a reprizei secunde. 10 goluri CSM-ul, angajare bună Bazaliu pentru Manea. Faultată Oana. 9 metri între din nou Niombla. Care s-ar putea să mai întâlnească cu CSM-ul, dar din poziția adversarei. Dacă Nes va da peste CSM în Liga Campionilor sezonul viitor. Druțu. Maxite. Pasă cu pământul foarte bine la Craiu și înscrie pivotul Brăilei. Craiu poate să redevină colegă din vară cu Safta. Au jucat cele două pentru Vâlcea până acum 2 ani. Gol înscris de Axinte. La Vâlcea vine Sărbăica Petrovic și e de la Vardar și poate în acest motiv Safta va ajunge la Brăila. Multe, foarte multe permuteri vor fi Hambalul românesc în această vară, deja unele mișcări le-ați aflat de la Digisport. Iombla. Bazaliu pentru Kurtovic și din nou Oana Manea supară. Să vedem când va intra și Cristina Neagă în această partidă. Așteptată de la 1700-1800 de spectatori. Ubisic a intrat mai pentru aruncare de la 7 metri. Cristina Neagu n-a evoluat deloc până acum. Axinte. Aruncă peste Bazaliu, dar și pe lângă poartă. Kurtovic. Oh, lasă grea. Bine că a prins mingea acolo curtea. Bazaliu a scăpat-o. Două schimbări. Sorina și Manea ies, intră Frafiord și Gulden. Frumoasă acțiune, mingea întoarsă de Kurtovic pentru Frafiord, scrie Nordica. Frafiord își dorea și ea să câștige Champions League. A evoluat la Larvin, Vibor și Piasen. O dublă campioană olimpică. Campioană mondială de 4 ori campioană europeană. O pleadă de super vedete la CSM București. Așa cum au avut toate echipele din Final Four-ul, Budapestan, Gheorghe Vardar sau Rostov. Gheorghe din nou campioana Europei, cu mare șansă a câștigat Gheorghe la trofeul. După ce Lazovic, mă aduceți aminte, cum erau 2 secunde din timpul regulamentar aruncat în bară, putea să câștige Vardar în ultima fază. Aici l-a intrat în prelungiri. A mai avut o șansă. Gol aici, Harman a avut o șansă, Vardar să scrie Ciaradia să ducă meciul la 7 metri și a câștigat Gheorghe-ul încă un trofeu cu Martin Ambros de 4 ori Champions League. Martin Ambros ca antrenor cu Gheorghe din vară. Martin Ambros își mută și reședința la Rostov-Don, un contract
20.000 de euro pe lună. Dani Gabor va fi următorul antrenor pentru Gheorghe, secundul lui Martin Andres. În această perioadă au ales continuitatea pe cei de la Gheorghe și au renunțat să aducă un antrenor cu nume, un antrenor care are un CV mai tare decât Dani Gabor. S-a lovit aici fratul de adversar, a ținut ușor Buranu de tricou. Una dintre problemele care l-a avut Stina Laszlo la budul nostru, faptul că nu a putut să facă apărare la modul în care cerea Dragan Azic, a fost foarte greu să se adapteze. Frumoasă acțiunea Iulia Cora, aruncată pe lângă poartă. Ați văzut meciurile de pe Digisport, venirea campionului Budujnos pe o echipă mult schimbată. Visor pe Cristina Laszlo foarte puțin în teren, în special la aruncările de la 7 metri. Portarul Raicevic de la MES întoarce în Muntenegru la Budujnos din vară. Kurtović, Bulden, Manea aruncă pe scurt, stă bine pe picioare Medvedova, de pasă de contratac, foarte bine Preda, o paradă uluitoare, Alina Ordache. Din nou aplaudat de Per Johansson, care are rolul asistentului în această partidă. Semnul condusă de la margine de Adi Vasile. A intrat și franțuzaica Andrew Sorina. Între dreapta, aruncă Bazaliu, scoate Medvedova, recuperează Frafior de rămâne ligea pentru Bucureștiance. Avantajul celor de la Budujnost. N-au cum să pierdă, a primit gol superb, scris de Bazaliu. Și Budujnost a jucat sezon de sezon în Liga Campionilor și acolo se formează tinerii jucătoare al lui Dragan Azic. Aceasta este strategia clubului muntenegrean. Fior, dacă ați mingea până la urmă și apără extraordinar Medvedova. Fior, un pivot extraordinar care a făcut mult timp tușa națională pentru că era Heidi Lucky. N-are cum să fost pe Lucky din echipă. Acest motiv îi ratează numerii destul de mult de contratat. CSM!
încet, încet ne apropiem de sfârșitul ultimei partide a CSM-ului pe teren propriu în acest sezon din handbalul feminin românesc. Vom avea festivitate de premiere aici la Polivalentă, de campioana României. Suntem în minutul 54. Nu uitați, joi, marele meci chiar în finala ligii între Steaua și Dinamo. Prima partidă din maxim 3, se joacă 2 din 3. Gheorghe. A intrat din nou Corban. Gheorghe preda. Împinsă ușor de Sorina. Periova. Gheorghe preda liberă, dar n-a avut timp să atace culoarul, minge la pivot. Faultată Craiu. Greșită Corban la această acțiune. Sorina. Hagman. Bulden. Exact ce așteptam. Să poate numai mi s-a părăsat din la Cristina Neagru pe un scaun și s-a așezat altul, a crezut că se va încălzi puțin ca să joace și ea măcar câteva zeci de secunde să fie aclamată de fani. Aruncă tare Bazaliu, dubiază Medvedova în bară. Pasă în extremă, dar scapă mingea de Turanu pe stânga. S-a lovit două jucătoare de Brâile. Câtă determinare la Șteriova. Uluitoare această handbalistă. Marea nu poate învinge pe Medvedova. 3 cu 4 acest contraatac. Vine la susținere Pureanu și înscrie pentru Brâila. Frumoasă acțiunea oaspetelor. Da, Corban a fost acum pe partea stângă. Acea combinație. Mai puțin de 4 minute. Gol! CSM! Camil Negon! A înscris din nou franțuzeica Camil Sorina. Aruncă Șteriova pe cotul scurt, stabil, lângă bară Iordache, mingea până la urmă ajunge la adversară, este vorba de Epureanu. Ștefania Epureanu. Pentru CSM București spre îndeținirea Medvedovei, care a văzut pașii la adversară. Da. Numele Cristinei Neagu pe buzele suporterilor din Polivalentă. Răspunde și Cristina cu aplauze. Corner execută Ichim pentru Brăila. Mai puțin de 2 minute Corban. Doi coordonatori
tehnici inteligenți și de viitor la Brăila, Furban și Axintoie, Gheorghe este în poartă. Gulden, Pazaliu, Îngosorina, Hagman și Calată de Curamă. Un minut până la final partidei, un minut pe care vă propunem să trăim în picioare aici în sala polivalentă pentru campionele României. Sorina, Bazaliu și încă o dată cu efect pe lângă portar. Aplaudată Bianca de colegele de la CSM. Bianca! De secunde. Curban. Șteriova, Gheorghe, pasă la pivot. Oh, căzut. Craiu peste Solina. Peste 7 metri. Vine să execută din nou tânăra Echim. Ultima aruncare a meciului. Gol înscris de Puștoica Brăilei, 34-22 până la urmă scorul final în ultima partidă pe teren propriu din acest sezon din Liga Feminină pentru CSM București. Ora bucuriei pentru campioane. Se felicită și brăilencele, s-au salutat pe stafurile tehnice ale cele două formații. Dăm legătura în studio pentru câteva momente și apoi revenim aici la Polivalente cu premierea campioanei României din acest sezon CSM București. Terinuri de rock aici în sala Polivalente. Se pregătește festivitatea de premiere pentru campioana României la handbal acest sezon 2017-2018. Din nou CSM București e campioană pentru a 4 oară la rând. Se va reprezenta din nou un sezon viitor în Liga Campionilor. Normal, obiectiv calificarea în Final Four de la Budapesta și toată lumea își dorește trofeul, măcar să joace finala pentru trofeu. S-a întâmplat acum 3 sezoane că s-a câștigat și Cupa Campionilor. Spunea Cristina Verzaru la săptămâna de handbal. S-a câștigat mult prea repede Liga Campionilor în 2016 la prima participare și lumea, suporterii, fanii să nu creadă că este atât de ușor să ajungi la trofeu, să bată cel mai bună echipă din Europa, sunt cele mai bune jucătoare din lume, cele patru formații care se califică în Final Four. Logic, în sezonul viitor CSM, Gheor și Rostov ar avea contate din punct de vedere valoric de 3 locuri în Final Four, dacă ne-ar fi surprize majore în cursul producției de Liga Campionilor care începe în septembrie pe Digisport. Să vedem care va fi a patra echipă care se va califica în Final Four de la Budapesta, deoarece din păcate vice-campionul Rotei Varda nu va mai avea aceeași valoare. Patronul de la Colomunia este din nou campioana României și
Și în Liga Florilor încă o dată. Final și Four, sezonul 2017-2018. Deci la masculin vor mai fi așa mulți bani să vedem. Avem nevoie de o sală mai plină pentru această vedeminare de premiere. Avem nevoie de o sală mai mare pe care să vorbim și la băieții care au ferut de la Chiol. Poate să-și apere trofeul. Dar acesta vă veți vedea peste două săptămâni direct la Digi Sport, Final Four-ul de la Chiol. Până atunci, sâmbătă duminică avem Final Four-ul cupei EHF cu San Rafael din Franța, Gheorghe, Magdeburg și Fuchsia Berlin din Germania. Dar vorbim de festivitatea de premieră a campionilor din acest an competițional. Din nou, CSM București, nici n-avea cum să nu câștige campionatul, această pleiadă de vedete. CSM București a pierdut până la urmă o întâlnire în fața SCM-ului din Craiova, cealaltă echipă miraculoasă din handbalul românesc feminin, care a reușit să câștige cupa EHF. Am avut un an competițional la nivelul echipelor de club fantastic. Craiova a câștigat cupa EHF, ați văzut vineri direct pe Digi Sport, în fața Viperor de la Kristianstad din Norvegia. Turda deja este comună pe trofeul din Cupa Challenge, pentru că a vins la 11 goluri, 33-22 pe AEK Atena, ați văzut că ieri pe Digi Sport, Mașa Pură de la Cluj-Napoca, returul duminică de la ora 19 pe Digi Sport 2, iar CSM București, medalie de bronz la Final Four-ul de la Budapesta, ați văzut acest regal handbalistic totalitate pe Digi Sport în sâmbătă și duminică. Ca de obicei, așa cum am obișnuit și din sezonul următor, care începe în septembrie, tot ce este mai bun din handbalul românesc va fi pe Digi Sport și, normal, din handbalul european, adică Champions League la fete și la băieți. Amintim și noi toate jucătoarele din locul CSM-ului au făcut posibil aceste performanțe în acest sezon. Cami Englosorina, Bianca Bazaliu, Iulia Curea, Mari Frafiurt, Elena Grubisic, Isabelle Gulden, Natalie Hagman, Alina Iordache, Line Jorgensen, Amanda Kurtovic, Anastasia Lobaci, Oana Mana, Maida Mânvetovici, Cristina Neagu, Mosian Niombla, Sabine Jacobsen, Aneta Părbuțu din Ștoiu, Paula Anguranu, antrenorii Per Johansson, Adrian Vasile, să ne uităm și pe Helle Thompson, care a fost chiar la formație în urmă de două luni. CSM București, nou conducătorii, va fi cel puțin la fel de puternică și în sezonul viitor, prin transferul celor patru supergiocătoare de la Vardar. Radicevic, Zvilic, Lekic și Lazovic. Putea să mai vină, vă spuneam, și Andreea Penizic, dar nu toată lumea din echipa a vrut pe Penizic. Și la CSM București a fost cu adevărat mare lovitură și poate Penizic între stânga. Și Vior se va întări pentru sezonul viitor, chiar dacă pare să slăbească la nivelul băncii tehnice. Veronica Cristiansen
pentru el Norvegia, care a refuzat CSM-ul și a sâmbat cu Gior. Și pivotul Brasset, că din Norvegia, va juca pentru Gior. Deci o plecare importantă de la campioana Europei, mai puțin Martin Ambrus, ar se știa, din februarie Martin Ambrus a anunțat pe Iorul, a început cu suporterii, unde suporterii plătează foarte mult la Ior și la bugetul echipei, la ați văzut și la Final Four-ul de la Budapesta, acele tricouri veriți, dar sunt tricouri originale, care costă aproximativ 100 de euro. Da? Mare diferență între suporterii lor și suporterii altor echipe. Care sunt mai mulți spectatori care încearcă să intre gratis la partide, deci care de invitații ar trebui să se elimine astfel de sisteme de a intra la partide, pentru că toată lumea trebuie să plătească pentru spectacol, așa este normal, și astfel îți ajungi și tu echipa favorită puțin la bugetul lui. Ne pregătim așadar pentru startul festivității de premiere. Mulțumim tuturor celor care i-au rămas în rostul continuare. Rostul până se va încălișea, prin acea lui Martin Ambrus la data tehnică. Festivitate de premiere. În scurt timp vom începe sărbătoarea campionelor pentru sezonul 2017-2018. Rostul până în locul Barbosei, care se va transfera și ea în Franța, acolo de a plecat și Dembele din extrema stângă. În locul lui Dembele va veni Kuznetsova, străpată la Warner. Până aceste trei echipe, CSM, Gior și Rostov, logic, n-au cum să lipsească la Final Four de la Budapesta acum și în acest an. Specialiști din handbalul au pronosticat Gior, Warner, CSM și Rostov Final Four și asta s-a și întâmplat. Între patru echipe au avut parcurs constant bun în timpul anului competițional și normal nu s-au întâlnit în fazele eliminatorii, adică în sferturi, și din acest motiv ele au ajuns Final Four-ul de la Budapesta, care va mai fi organizat și anul viitor tot de Federația Maghiară. Va mai fi o licitație apoi pentru cine va organiza din 2020, dar noi dacă nu avem sală la București, trebuie să ne gândim așa ceva. Este o utopie să te gândești că poți să organizezi Final Four-ul pe handbal, pe stadionul București, la Arena Națională, chiar dacă arena are acoperiș, pentru că este o logistică impresionantă. Vor fi cheltuieli imense pentru a putea organiza acest Final Four pe stadion de fotbal. Cu siguranță Federația Europeană de Handbal nu va risca să organizarea unei federații și unor parteneri care nu au mai făcut așa ceva. Totul este aproape de perfecțiune la Budapesta. În 2014 a făcut o experiență normală organizatorii, la fel cum este și la Chiol și la Băiți. S-a schimbat locul de organizare pentru că totul merge perfect și acolo. Că până când București nu va avea o sală polivalentă de peste 10.000 de locuri. Este prima condiție să ai sală polivalentă de 10.000 de locuri. Este când ești organizezi Final Four-ul la Tuna. Pablo Aslo din Budapesta are 12.500 de locuri. Bine că le între 80 de euro și 100. Mulțumire pentru toți cei care au contribuit la rezultatele Clubului Sportiv Municipal București pe parcursul sezonului 2017-2018, de la cele mai mici grupe până la cele mai mari. În sezonul viitor, sperăm că și Craiova va reîntări, pentru că vorbim ca după jucătorii de la Craiova, dar vor veni la loc. Craiova va rămâne o forță, asta îi recunesc. HCP Râmpii cu Vâlcea s-a anunță după din acesta, echipă care poate să
handbal feminin Diana Andulescu. Viitorul an competițional. De la mini handbal masculin Victor Nistor. La Cisnădie, la Bistrița, la Zalău. De la mini handbal. Așteptăm Brașovul și Brăila să-și revină după acest an ratat. De la junioare feminin Elena Moise și Mihaela Alcoaie. De CSM-ul din București în viitorul an. La mini handbal feminin Angelica Moroșanu. Nici tu nu poți să te exprimi la la valoare adecvată. Nu dacă a fost așa cum s-a întâmplat din păcate în acest sezon. În Liga Campionilor pentru CSM, numai două partide foarte bune pe care în propriu cu Dior și Bes. Au fost evoluții oscilante. S-a pierdut două puncte importante prima grupă în adică de deplasare ca Nevar Patru din Copii, după care a fost primul semn de întrebare și către rezultate cât mai bune pentru clubul sportiv municipal. Marile partide cu Rostov din grupa principală e doar pe teren propriu fuge la deplasare. Așadar, ei sunt victorul clubului sportiv municipal la vreodată pentru victorul CSM București. Dubla cu Mes în sferturi. Victoria aici și fugere pe pasare. Aici lasă la 13 goluri. Și poate și din acest motiv ce se mă București n-a reușit că a putut la bula peste să țină ritmul cu Dior. Au fost acele ocazii, vă aduceți la multe la 16-16 cu ocazii ratate pe CSB și ratarea de ultima 7 metri. Și o să începem cu cea care a venit la CSM București în sezonul BGD, și anume Supercupa României, Cupa României, Liga Florilor și medalia de bronz în finalul Ligii Campionilor. Este dublă campioană olimpică la Campionatul Norvegiei în 2008 și 2012, campioană mondială în 2011 și de fapt ori campioană europeană. Liga Națională și Liga Campionilor în sezonul BGD și cea anunțată trecerea la finalul la CSM la Craiova. Așa cum a fost tot sezonul Cupa EHF. Iadul, dacă există, el este la Craiova, a spus jurnaliștii de la Alea Electric. Atunci când Craiova a jucat pe teren propriu cu Brest în Cupa EHF, Mari Prafiord este premiată de Vietul General CSM-ul, posta mare atleta pentru campionul este Gabi Sadu și de managerul echipei Andrei Nicolae Luca, mai facul de Capitașia de la echipă. Acordat de către Gabriela Sabo și Nicolae Luca. Directorul general al CSM București și team managerul echipei de handbal. Trecem mai departe la o jucătoare care este parte din echipa Tigracelor din 2016. A câștigat cu formația bucureștină două medalii de bronz în Liga Campionilor, două titluri de campionat României, două cupe și două supercupe. O jucătoare de bază în defensiva Tigracelor în ultimele două sezoane. Se face Sorina, la Nant din sezonul următor. Îi mulțumim pentru munca realizată în tricoul CSM-ului lui Camil Eglon Sorina. Piană mondială de bază la Forța și Nobla, prână cu fiul său. Cei doi împreună cu Guillaume Sorina, soțul pescunului trecut împreună aici la București. Guillaume a jucat pe la masculină și în iarnă s-a transferat la Nant și veți vedea însă două săptămâni până în forul de la Chiol. Vara întregii familia pe Sorina, vara la Nant. Cepul Tricoacelor a câștigat două medalii de bronz în Liga Campionilor, două cupe și două supercupe ale României, cât și două titluri de campionă națională. Urmează să evolueze din sezonul următor pentru Met. Îi curăm mult succes în cariera viitoare și îi mulțumim lui Guillaume Blanc. Chiar frumoasă și emoționată această posibilitate a despărțirea de marile jucătoare de la CSM București. Ce doare, când am vreodată că vorbim în campioane olimpice, mondiale și europene, să joace în România. Ultimul n-a adus astfel de valori, a mers
săptămâna, handbalul se lovi în România, care a ieșit la cea finală din 2010 în Viborg, dar Viborg era atunci o super forță, bătea orice echipă în Europa. Era și Cristina Vărzară în fotoliția manager, vă aduceți aminte la cerea dreaptă. Vărzară în dreapta, Mikkelsen, stânga, alta, o scopivotă, lungă, poartă. Băiana Popovici, Inter, stânga, Scovă, centru și Grutiura cu dreapta, în șapte, unui cer pe care l-a avut Vitor în momentul sezon. Isabelle Gulden, una dintre cele mai valoroase și iubite jucătoare din campionat și la CSB. Every time you smile, we smile! Bella Gulden! Da, așa trebuie să te descarți de oameni care au ajutat sport, în viață, joc, la lungul timpului, Isabelle Gulden. Analistă uluitoare, pe tehnică irăproșabilă, o pasă decisivă, incredibilă. Ok, înainte să trecem la festivitatea de premieră, o avem pe Bella Gulden alături de noi. Bella, we know you love this fast here, you know you love Bucharest, you know you had a good time here in Romania. If you want to say something before you go to this fast, who are behind you, heart and soul, please, this will be the time to do so. În primul rând vreau să spun mulțumesc pentru toți acești ani, a fost superb, a spus altă bani, m-ați încurajat. Am simțit dragostea de fiecare dată și mereu când am zâmbit, eu am zâmbit și voi, vă iubesc pe toți. Domnilor și domnilor, Bella Gulden! Bella Gulden! Malista care a ridicat CSM-ul la nivelul Ligii Campionilor alături de Torfenson, de Carmen Martin, de Rubisic, de Pessoa, de Prădeanu, Ioana Manea, că s-a ridicat Liga Campionilor 2016, un an de referință pentru Hamelul Femeie Românesc și pentru CSM. Festivitatea de premiere a Ligii Florilor sezonul 2017-2018. Tricourile de campion și medaliile vor fi oferite de către Cristina Vărzaru, secretar general al Federației Române de Handbal, și Steluța Luca. Cristina Vărzaru și a câștigat campionul de 4 ori în carieră. De 3 ori cu Viborg, odată cu CSM București în acel an, în 2016. Este și Cristina Vărzaru prezentă la această premieră. Domnilor și domnilor, campioanele României în 2018, în ordinea numelor de pericol. Acum vor intra jucătoarele CSM-ului pentru premiere. Aneta Pârcuță Uriștoiu, jucătoare venită și anul trecut chiar de la Brăila, născută la Drobeta Turnu Severin, avea un contract de numai 500 de lei atunci când cei de la Baia Mare alături de la Turnu Severin erau 500 de lei, deci 5 milioane. Are la părbuță niște handbalistă calitate, tehnică și de caracter irăpășabil. Mari Frafior, de numărul 3, primește și ea tricoul galben de campioană și medalia. Cu numărul 4, Bella Gulden! Bella Gulden! Numărul 4,
Păluța lui Luca Lazar, asta e și acolo. Pentru că Cristina Borzanu este Păluța Luca, vicepreședinta Federației, Cristina Borzanu, secretară generală Federației. Numărul 5, Iulia Ușcașu-Cura. Ajunsă și ea la 35 de ani. Să plac cu CSM București după ce a născut, făcuse o pauză de un an și jumătate. Și a fost în echipa de aur a CSM-ului în 2016. Multă lume nu mai credeam dacă Iulia poate să revină la un nivel maxim, dar niciodată nu poți să te pui cu ambiția unească sportivă de dreapta normală, valoare și caracter. Cristina Neagu, numărul 8 la CSM București, venind astăvară de la Budușnost, deci vreoasă la ultimă rând cu Bucea, a declarat vin la CSM București, vreau să câștig și eu la tine cu echipă din România și chiar cu echipă din orașul meu. N-a fost să fie anul acesta, poate va fi sezonul viitor. Astăzi a jucat Cristina Neagu un minut. Sabina Jacobson, o fotbalistă care a încercat să lucrească pe Mica Brădanu în defensiva CSM-ului acesta, competițional. Se procesează CSM-istele pe podium. Pe imagine pe care nu vom uita, Gulden se procesează cu Cristina Neagu. A fost tot felul de zvonuri adevărat de relația celor două. Nu se înțelege pe teren, la podium. Nu se înțelege așa cum ar face două mari vedete. Personalități extraordinare, Neagu și Gulden, jucătoare de excepție. Păcate, n-au reușit să construiesc la campionul anul acesta. Poate Neagu se va trece mai bine cu Lechic, Zvic, Radicevic și Lazovic în sezonul următor și va fi mai multă coeziune, mai mult spirit de echipă, mai multă determinare adusă de aceste jucătoare din Balcan, care sunt foarte tari, joacă foarte dur când este nevoie și CSM-ul va reuși să se impună Final Four-ul de la Budapesta. Cu numărul 12, Alina Jorgensen. A venit și la titlul de campioană, titlul de galben și medalia, cu Cami Anglo-Sorina. Normal, alături de fiul său. Alina Ordache, jucătoarea cu cele mai vechi jucate servicii aici la CSM București. S-ar putea din vară să joace la HCM Buzău. Ianca Bazaliu, jucătoarea care era de mare perspectivă, a confirmat cât și cât, pentru că nu i s-au dat foarte multe minute, normal. O avea pe Torferson în fața sa până anul trecut, o era cu Neagu. Stație delicată pentru Iaca. Asta este o jucătoare care poate să ajute oricum CSM-ul și echipa națională. Oana Manea, capitanul inconfundabil al CSM-ului din București. Vă aduceți aminte de declarația sa? După semifinala terminată cu Gheorghe sâmbătă pe Digi Sport, n-am jucat pe o echipă prea mult, s-a jucat individual, nu așa se joacă în campionul de Sărăștici, poate mâine vom arăta ca o echipă și mâine a fost Dumnezeu, a jucat mai bine cu Rostov-Don și a câștigat o medalie de bronz. Fotbalistă de mare caracter, este sufletul echipei la CSM București, a fost și la Național, a fost și la Ultim. Oana Banea, care spunea își dorește să devină mămică și nu se știe cât va mai continua. Ea a mai semnat oricum în sezon cu CSM. Cu numărul 24, Amanda Curtoviț, o fotbalistă de excepție din
Norvegia, care s-a acomodat mai greu la CSM București, dar când a făcut-o, a arătat din nou valoarea sa, a jucat foarte mult CSM-ul, în special în primul meci de aici cu Gheorghe, aduceți aminte, 8 goluri pentru Kurtovic, a jucat în statul în celelalte partide, diferență mare, normal, de cultură, de istorie, toate punctele de vedere între nordicii, norvegieni și latinii din România. Acum, la urmă, Kurtovic s-a acomodat la București și va mai rămâne aici. Ion Bla a jucat și la București, greșeată de Cristina Nagy pe podiu. Paula Ungureanu, marele portar al României, a fost și ea la Urquid, la Baia Mare, la Deva, a jucat și în Croația și în Ungaria, are încă un sezon cu CSM București. Portarii rămân la CSM, Ungureanu și Grunzic. Codeza Natalie Hackman, care a jucat foarte mult din interdreapta pentru finala Suedii și în campionatul danez de unde a venit. Aici a trebuit să rămână în extremă, să vedem dacă va mai rămâne la CSM, că nu se știe situația asta. Va reveni, ne bucurăm, iată, Anastasia Lobaci pentru premieră de la spital. Calcă încet în piciorul drept. Spune că n-are originul ăla ligament adevărat. O mare durere pentru ea și pentru echipă. Cu numărul 77, cu numărul 77, o altă absență în partida de astăzi, la fel ca și Paula Ungureanu. Maida Mehmetović, care din sezonul viitor se va simți și mai bine la CSM București, că se va reuni cu Zvinic, a fost colegă la Budimir. Și cu numărul 87, Elena Grubisic. Și Elena Grubisic, portarul croat al CSM-ului, una care va are încă un sezon contract cu campioana României. A adulată și iată pentru dupuții jucătorii de la CSM, juniorii clubului. Spunea Bogdan Vasiliu, în aceste partide, peste 800 de copii în secțiile de handbal. La CSM, acesta trebuie să fie marele câștig și, dacă se poate, în fiecare an, care nu trebuie să fie promovați la echipele normal, pentru că trebuie să întâmplă cum au pățit tot cu băieții de la CSM, Perlă, Bizău, Dascălu și Becheru, care acum sunt la Steaua și joacă finala de campionat cu Dinamo. Cei patru au fost provocați de CSM, știe, două sezoane la Steaua. Per Johansson, antrenorul de Final Four al CSM-ului. Anul trecut a dus din nou în sferturi, anul acesta la fel. Bronza anul trecut, bronza anul acesta pentru suedezul Per Johansson, care a spus că se simte foarte bine în România, n-avea cum să nu accepte oferta de preștenilor din urmă cu două luni. Este acum și selecționerul Muntenegrului, locul 6 la ultima ediție a campionatului mondial, cu o echipă adevărată în refacere, ajutat de colegul de la CSM și la Naționala Muntenegrană, Adrian Vasile. Iată un cuplu foarte bun, care s-a sudat încet încet, Per Johansson, Adi Vasile. Antrenor de portare, Linus Persson. Linus Persson, antrenor cu portarii, care este și logonicul Isabelle Gilden. Vor urma acum oamenii din staful doctor la CSM București, Florin Oancea. Medicul Florin Oancea a fost alături de echipă toate partidele din Champions League și normal la Final de la Budapest. El a fost medic și la HM Baia Mare și la Urquid, Radu Bugurgea.
la echipa națională. Fizioterapeut Florentina Din. Domnișoara Florentina Din, fizioterapeut. Kinetoterapeut Aureliana Gurău. Aureliana Gurău, kinetoterapeutul echipei, care a preluat ștafeta veteranul Adrian Ionescu, unul dintre cei mai pricepuți oameni în această meserie, papa românesc. Organizator de competiții, Ionuț Bugan. Ionuț Bugan, organizatorul de competiții CSM București. Este adevărat interesantă și emoționantă din momentul acesta festivitate a celor de la CSM, care parcă au învățat ceva și din fastul premierilor peste hotare. Arată bine această premieră, Nicolae Valenta Bucureștiană. Team managerul echipei, Andrei Nicolae Luca, unul care a fost și la ultimă Râmnicu Vâlcea și a crescut lângă mari conducători de club, Ioan Danilescu și Petre Berbecaru. Este unul care rezolvă transferurile CSM București, în special pe internațional. Este legătura clubului cu Federația Europeană de Handbal. Șeful secției de handbal de la CSM București, Bogdan Vasiliu, omul care a rezistat tuturor schimbărilor care au fost clubul CSM, iar și după ce s-a câștigat Liga Campionilor în 2016, pentru că așa s-a întâmplat în acel moment, politicul a decis să ceva. Și directorul general al clubului sportiv municipal în București, Gabriela Savo. Și directorul general al clubului, marea sportivă a României, una dintre cele mai mari atlete pe care l-a avut România și trecut pe pământul campioană olimpică, Gabriela Savo, un manager exclusiv, a fost, știți, și secretar de stat în istoricul locului și sportului. Gabriela Sato a înțeles că apalul la CSM este locomotiva clubului, în special în etapa feminină, și a fost tot timpul alături de aceste jucătoare, de conducătorii secției, iar dacă la masculin s-a ratat obiectivul, calificarea în finală, a avut o reeditare a ultimele două finale, Dinamo CSM București. Pentru câștigătoarea campioanei României în sezonul 2017-2018 va fi acordată de către președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu. Președintele Federației, Alexandru Dedu, va mâna trofeul pivotului Moana Manea, capitanul echipei. De la pivot la pivot, CSM București, campioana României în 2018. Acestea au fost cele mai emoționante, probabil, momente cu CSM București. Nu am putut să le avem și duminică de la Budapesta, dar niciodată să nu spun niciodată. Poate anul viitor CSM-ul va fi mai norocoasă și va câștiga Liga Campionilor, pentru că va avea un lot cu adevărat care poate să realizeze acest lucru. Sunt Costi Pinau, vă mulțumesc că urmăriți handbalul adevărat pe DigiSport. Reacții de aici și din Polivalent veți vedea la știrile DigiSport. Rămâneți pe frecvențele noastre. La revedere!